Salutare, salutare! A trecut weekendul și am ajuns din nou la atelier. Astăzi continuăm cu pultul lui Flavius, o să tragem câteva bucăți de lemn la abrict, o să vopsim și o să facem mai multe lucruri pe care o să le vedeți în acest vlog. Salut! De data aceasta am folosit o granulație de 800, merge mult mai repede decât 1000, dar este foarte important să am grijă, să nu insist, pentru că voi șterge gruntul. Mergem să vedem ce face Radu, eu o să iau degresantul, o să degresez și apoi o să încep să vopsesc. Acum, dacă făceam exact la fel cu 8 ani din ax, în loc să am... Eu mă duceam dincolo de dungă, cu 2 țanti, cât e un țanti, cât e frate. Păi și... Nu, trebuie să mă duc în mine. Cam atât pentru astăzi, am lucrat destul de intensiv, am făcut foarte multe lucruri în atelier. După cum ați văzut, am tras o piesă nouă la abrict, sau mă rog, mai multe piese, mai am de tras puțin la abrict. Sunt piesele care vin într-un nou taburet. Radu a lucrat tot la pultul lui Flavius, l-a șmirgluit, l-a șlefuit, l-a finisat foarte bine, a început să-l dea cu ulei, eu am vopsit piciorul metalic și... Pe final am făcut niște fotografii și niște clipuri video pe care o să le vedeți într-un alt vlog sau în clipul care apare duminica. Sper că v-a plăcut și că vă este de ajutor. Dați-ne un like, un share și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Ciao!